Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegeri despre ceea ce simte o anumită persoană despre voi. Dacă vă recomand, dacă vă alegeți toate numerele, măcar separați, numărul 1 pentru X, numărul 2 pentru Y, numărul 3 pentru Z, altfel faceți un talmeș, balmeș, vă asigur. Da, pentru că vorbim de o anumită persoană. Dacă știți că nu mai vreți să aveți de-a face cu ei, vă rog, nu mai ascultați, că n-are rost. Nu vi se mai potrivește etalarea, orice are ieșit. Dacă știți că nu vreți, că nu mai vreți și că nu mai vreți. În fine. Plus că e un exercițiu de detașare. Nu mai ascultați despre, ascultați alte lucruri. Aveți de ales. Între. Deja am ales câteva cărți și apoi seturile de cărți pe care le vedeți deja expuse vor fi folosite online. Online. În direct. Numărul 1, Budiță. Numărul 2, trandafirașul care sclipește. Stați. Se te vedeți? Sclipește? Se vede? Ia, stai. Se vede cum sclipește? Ia, nu știu dacă se vede. Se vede? Are aici un beculeț. Nu știu, probabil din cauza blițului, dar are sclipici. Și ametistul. Știți că îmi place foarte mult. Vă puneți pauză. Vă gândiți și eu. Încep să vorbesc, să-mi pregătesc cărțile. Am spus că am ales câteva, ca să-mi fie o lecuță mai ușor. Scuzați-mă manicura, dragii mei. Dragii mei, pentru că eu încă lucrez, încă vopsesc una alta. Așadar, numărul 1, cei care ați ales acest budiță. Probabil că personajul la care vă gândiți simte că vă concentrați pe bunăstarea voastră, că sunteți veseli, că vă bucurați de viață, de un anume tip de abundență, că vă concentrați pe creșterea voastră spirituală dacă vă cunoaște preocupările. Interesant. Mi-atrage atenția acest colier. Poate că unii mergeți la biserică, vă rugați, dar adăugați în viața voastră bucurii, reușite, succesuri meritate. Nu, mă gândesc la succese și succesuri. A fost o discuție, mai vă aduceți voi aminte, pe vremuri. Da, reușite bine meritate. Asta simte despre voi. Simte că, într-adevăr, le-ați putea aduce bucurie, dar vă știți care e atmosfera dintre voi. Hai să vedem care e atmosfera, totuși. Care e atmosfera? Ce simte? Regina, oh, regele de foc, wow, am crezut că e regina. Și la capătul setului de cărți era regina de apă, invers și uniunea, care are numărul 13. Interesant, regina în aceste de cărți are tot 13 și regele are numărul 14. În primul rând, ce simte? Extrem de multă pasiune. Foc, foc, foc. Dar apa, din punct de vedere emoțional, simt că ei probabil au tendința de a-și pierde echilibru emoțional în preajma voastră. Pe de altă parte, variază mesajul în funcție dacă sunteți bărbați și ascultați pentru doamne, dacă sunteți doamne și ascultați pentru bărbați. Încercați să administrați, să adaptați informația cât de cât. Deci, ce simte pentru voi? Simte atracție. Simte că dacă ați fi în preajma voastră, ar fi în preajma voastră, ar simți o pasiune pe care probabil n-au mai simțit-o de foarte mult timp și nu o simt lângă oricine. Însă, unul dintre voi, posibil doamnele, regina de cupe, apare invers și a retras apele. A venit invers și a retras apele. Nu mai vrea să ofere emoții, nu mai vrea să ofere compasiune, empatie. Se concentrează pe echilibrul său, uniunea sa, pe eventual e conștientă în această creștere spirituală și această nevoie de echilibru interior, e conștientă că acest echilibru interior pe care îl poate manifesta prin această retragere a emoțiilor, a iubirii, a compasiunii din niște motive, îi poate atrage uniunea, eventual cu altcineva, sau un anume tip de transformare. De ce zic de transformare? Pentru că 13 apare sub forma uniunii și 13 este și regina de apă, invers.
Adică, cel puțin unul dintre voi are nevoie să-și rezolve niște chestiuni emoționale, aș spune, și celălalt probabil conștientizează, cel care este mai intuitiv, conștientizează că trebuie să și le rezolve singur, singură. Însă pasiunea există cu regele de foc. Repet, dacă este un bărbat la care vă gândiți, doamnelor, simte pasiune. Își dorește, dar vedeți voi, e o pasiune care încă vrea să conducă. Încă n-a înțeles că cele două forțe trebuie să conlucreze. Apă și foc, de fapt, este simbolul flăcărilor gemene, nu foc și aer, nu apă și pământ. Exact o combinație destul de dificilă, dar care se poate rezolva în timp. Și vorbesc din punct de vedere neapărat al zodiilor, cât al interiorului. Patru de pământ, interesant. Ce simte? Am zis, unii dintre voi vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, celălalt pe, probabil că energia masculină, pe, nu, energia masculină, nu zic, nu să ai bărbat, pe comoara telurică, pământeană, pe nevoile pământene. Patru de pământ pentru mine reprezintă relații pentru mine și poate și pentru alții, relații karmice, bazate pe material. Stabilitatea asta de zi cu zi, a căsică, bani, nevoile de bază. De bază. Voi probabil v-ați retras apele, vă concentrați pe transformarea voastră, pe uniunea în interiorul vostru, ca să atrageți abundență de altfel. Am zis, creștere interioară, creștere spirituală. Ei s-au blocat. Sunt conștienți că s-au blocat. Și oarecum are legătură, pentru că nu contează zodia. Nu vorbesc de zodie. Vorbesc de un anume tip de energie. Energia aceasta de foc, aleului, dar repet, nu vorbesc de zodie. Poate la pentru unii să coincidă, dar nu e obligatoriu. Leu este foarte atras de lucruri sclipitoare, de bogății. Poate că, într-un anume fel, personajul la care v-ați gândit, ori are în preajmă, acasă, în relația karmică, un alt personaj cu marcaj puternic, în semn de foc, dar care îi place să conducă, care îi place să aibă obiecte sclipitoare, bijuterii, o casă, eu știu, mare, multe mașini, chestiuni de genul acesta, bine, multe, în fine, da? Nevoi materiale, iar voi sunteți exact opusul a celor ce au întâlnit până acum. Și sunt blocați. Nu pot să crească. Văd de la distanță, vedeți? Văd că există potențial cu voi. Sau au văzut. Nu știu la ce timp aș putea să folosesc această prezentare. Pentru că se poate manifesta și peste un an și peste doi, o să vedeți. Dacă ascultați din urmă, puteți să vedeți. Că energiile sunt energie, nu le putem ține într-o formă. Dacă ar renunța la această nevoie de stabilitate, nu zic că voi nu aveți stabilitate, dar voi vă găsiți în voi. Și atrageți, prin această uniune, atrageți abundență. Ce simt pentru... Ce simt? Că sunteți oameni de încredere. Interesant, 19 apare, dar ia uite, aici este sub forma regelui de foc. În tarot 19 este asociat soarelui, dar aici este o carte foarte rece. Unii dintre voi, probabil că v-ați răcit, să există o răceală în această relație în care, pentru că amândoi aveți o energie masculină, nu contează că sunteți femei, bărbați, și femeile pot să aibă un anume tip, adică nu că pot să aibă, au energie masculină.
Au. Voi cele sau cei care v-ați retras energia feminină, acea empatie și compasiune cu care s-au obișnuit, vă concentrați pe energia masculină, pe acțiune, pe stabilitate. Nu musai pe comoara asta. Dar acționați altfel decât ei. Și există o răceală în relații. În relația dintre voi există un anume tip de răceală, un anume tip de încăpățânare, o concentrare a voastră, poate, pe carieră, pe stabilitatea de zi cu zi, dar nu ca în relațiile karmice cu care acești oameni sunt obișnuiți și care au participat la blocarea ascensiunii voastre în doi, aș spune. Ascensiune în doi, doar unul mai crește spiritual în această relație. Interesant, a venit iar regele de apă invers. Regele și regina de apă, cu alte cuvinte, se putea crea un cuplu emoțional între voi doi. Dar blocajul a fost această comoară. Și zic de comoară pentru că așa arată imaginea, nevoia de material a uneia dintre voi, în mod special a lor, probabil. În ce sens? Voi știți mai bine, am zis deja în ce sensuri. În sensul că da, voi știți că aveți și voi nevoie de stabilitate. Apare castorul, care, deși e semn de apă, reprezintă un muncitor zi de zi. Munciți în viața voastră de zi cu zi. Munciți pentru stabilitate. Poate aveți, iau de aceasta, valetul de monede, căprioara. Aveți o energie feminină foarte stabilă, dar nu asta vă definește munca de zi cu zi, dacă înțelegeți, nu. Adică cred, nu că nu știu. Cred că totuși înțelegeți că nu vorbesc pentru oricine. Da? Nu munca de zi cu zi vă definește, ci dragostea, vedeți? Că și, deși este semn de pământ, căprioara, are o energie foarte blândă, empatică, apropo, empatică. Determinată, pas cu pas să ajungă către, știți că e dear, dar în engleză nu există masculin și feminin. Poate să fie un căprior care ajunge cerb, adică sau o căprioară care ajunge, eu știu, ciuta, da? Parcă așa se mai zice, numărul 1, femeia principală într-o situație. Știți că trebuie să munciți, dar asta nu înseamnă că nu vă păstrați inima deschisă. Însă în această relație lucrurile au înghețat. Din cauza responsabilităților a lor și ale voastre. Însă, repet, energia voastră e foarte diferită. Voi știți că uniunea se întâmplă în voi și simt nevoia să subliniez acest lucru. Știți că trebuie să vă concentrați pe carieră, dar asta nu înseamnă că vă blocați. Voi nu ați pus comoara în calea ascensiunii. Voi știți că vă așteaptă comoara dincolo de acest portal, acolo sus, și sunt mai multe, nu-i doar una. Dar pentru asta, interesant. Ce mai văd? Uite, interesant, pentru că vreau să zic ceva de dragon și acum am văzut în această imagine și îmi susține ideea. Este o chestiune de nodul nord și nodul sud al lunii, da? Dragonul. Se mai numește și coada dragonului și capul dragonului. Adică scopul în viață, ce ați făcut până acum și ce urmează să faceți. Nu vă blocați în ce ați făcut, ci vă concentrați și pe ce aveți de făcut. Alții, majoritatea, rămân blocați în trecut. Și în acele lucruri care aduc satisfacții rapide. Dar pentru care nu trebuie să lucreze cu fricile, cu... Vedeți că și regele și regina de cupe ambii sunt invers. Nici ei nu mai arată emoții, poate, nici voi nu mai arătați. Nu înseamnă că nu simțiți că ați putea oricând, da? Faptul că au venit amândoi, există o oglindire.
Nu arăți dragoste, nu arăt nici eu. Din păcate, nu știu dacă această oglindire se poate vedea și în lucrarea interioară a celuilalt. Dacă voi creșteți spiritual frumos, ar fi să crească și ei în sensul ăsta, dar totuși este o comoară exact în prag. Din setul acesta de cărți venise ceva. Da, uite, luna și temperanța. Voi vă concentrați pe echilibru vostru, pe uniunea celor două elemente, masculin și feminin în voi, pe echilibru vostru emoțional. Că ați conștientizat că ați dat prea mult și n-ați primit. Că au fost mistere, că au fost frici. Dar unul își vede fricile, proiectează lumină, da? Ce e gânganii asta, da? Pe tot ce este traumatizant, ca să poată să vindece celălalt, stă acolo în ape, stă ascunsă, în umbră, nu vreau să văd, nu vreau să simt. Există aspecte puternice în semne de apă, pești, drac, scorpion, însăgetător, leu, poate și berbec, semne de pământ, fecioară, care mai sunt, taur, capricorn, aer încă n-am văzut, dar posibil să fie și aer. Da. Asta simt. Că vreți să vă echilibrați. Și interesant, poate că de-aia și-au retras și ei apele, de-aia nici nu și mă întreb dacă și-au oferit vreodată emoțiile. Aici este marea mea întrebare. Deși puteau, deși au simțit și intens fizic, deși există și corespondența emoțională, cred că au preferat ei să rămână într-un îngheț emoțional. Și atunci și celălalt. Și a văzut de, nu știu, lucrările sale. Hai să mai vedem ce alte... Da. Vă vindecați. Asta simt. Simt că vă vindecați, că vă echilibrați. Poate că vindecarea voastră și echilibrul vostru îi ajută și pe ei. Poate. Dar eu am senzația că... Din potrivă, ei sunt într-un întuneric emoțional. Întunericul este sus. Deasupra lor. Sunt copleșiți emoțional. Pentru că rămân doar cu dorința regele de foc, care nu poate fi stinsă. Dacă erau emoții, mai putea fi temperată. Faptul că înțelegeți faptul că v-ați retras apele, rămâne doar focul și arde, 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 arde. Ca o obsesie care nu poate să treacă. O dată, numărul 1, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, sunt conflicte, 5 de bâte. Poate e mai cineva, o figură autoritară în viața voastră sau mai degrabă a lor, care influențează în relația karmică toată situația și din cauza asta nu s-a putut dezvolta ceva, dar nu e problema voastră, zic eu. Ia uite, 4 de bâte, valetul de cupe și 9 de bâte. Ce simt? Voi vă duceți la evenimente, da? Sper că vă duceți ca și mine, că eu am început sezonul eclipselor cu evenimente peste evenimente. 4 de bâte. Vă duceți la... Vă bucurați de emoții, vă duceți la întâlniri cu prietenii, lansări de carte, expoziții ca mine, eu știu. Poate la... Ce vă mai duceți? Petreceri, 4 de bâte. Vă întâlniți cu prietenii și vă simțiți bine. Vă păstrați cupa limpede, deschisă, deschisă să împărtășească. Și ei stau și vă privesc, aici sunt ei, regele de foc și 9 de bâte, stau și se uită. Ei cu multe responsabilități aici și voi aveți, dar voi vă faceți timp și de alte situații, eventual.
drăguțe. Vă urmăresc la distanță. Vă urmăresc de la distanță. Sunt conștienți că ar trebui să vă ceară niște scuze pentru o situație, pentru niște blocaje, pentru faptul că au blocat cu atitudinea lor, cu mândria, cu orgoliu, cu poate concentrarea pe acele comori pământene. Au blocat uniunea, au blocat potențialul, patru de bâte, uniunea. Posibil sunteți flăcări gemene, nu obligatoriu, nu toți. Sau niște suflete perechi care puteau să creeze ceva frumos împreună. Dar sunt niște blocaje nouă de bâte. Și sunt create, se pare că, de energia masculină. Energia masculină, care stă și lucrează acolo în fabrică, poate lucrează în fabrică, undeva. Are multă pasiune, cum zise și mai devreme, ia uite. Scoate flăcări pe urechi și pe nas, dar... Hai, dacă erau și emoțiile mai stingea, repet, da, stai. Ia uite, regele de foc, chiar, multă pasiune, da, suflete perechi, sunteți, multe emoții. E chiar un anume tip de obsesie. Și mai ales obsesia asta se agravează cu cât se gândesc că, posibil că altcineva, asul de monede și 10 de cupe, să vă ofere ce ei nu au putut. Asta e. Mai dăm în parte 4 de bâte. Poate că au și ei o familie și un copil. Ia uite, regina de cupe. Interesant. Da. Ce simt? Dacă primeau cupa voastră când le-ați oferit-o, regina de cupe, ia uite, cum oferă. În cinstea ta, suflete pereche, da? Putem crea împreună o relație frumoasă, o colaborare, ceva. Dar s-a lăsat cu dezamăgire. Valetul de cupe. Ia uite. Da, au fost discuții, poate au fost jocuri mentale, poate s-au băgat alții, da? Ori nevasta, ori soț, tot aia, ori, eu știu, vecinii, ori prietenii, ori rudele, ori colegii s-au băgat în această poveste. Într-un anume fel. Sunt conștienți că trebuie să-și ceară scuze pentru aceste jocuri mentale sau pentru faptul că s-au lăsat, au fost slabi și s-au lăsat influențați de alții. Ia uite, ia uite, 7 de spade, minciuni. Da, minciuni. Asta e. 9 de bâte, ce simt? Ia uite, 9 și 8 de bâte. Iar minciuni. Minciuni despre acest 4 de monede. Ia uite, 4 de monede. Despre felul în care investesc banii, despre faptul că se concentrează prea mult pe aspectele telurice. Știți ce cred? Au crezut că dacă, la un moment dat, în jocurile lor mentale, au crezut că dacă blochează această uniune, sau mai bine zis, o întârzie, prin aceste jocuri mentale, prin această dorință de a controla într-un anume fel, o să deveniți obsedați, obsedate de ei, dar se pare că voi v-ați eliberat. Regina de ape invers. V-ați luat apele, v-ați luat gândurile. Eu așa simt. Ia clarif. Ia mai dăm o carte pe 8 de spade. Regina de pământ invers. Probabil că a fost o soție în această situație. O soție materialistă, regina de monede inverse, super materialistă. Care a afectat, obsedată de bani, a afectat și a blocat această relație.
Pe de altă parte, dacă voi poate la un moment dat nu ați avut suficienți bani, au crezut că vă agață într-un anume fel, dar nu v-au agățat. De ce? Pentru că acum se uită de la distanță și voi sunteți la mare distanță, voi vă vindecați steaua. Vă concentrați pe abundența voastră, pe uniunea din voi, pe lumina voastră interioară. Ia uite, vorbim despre regele de spade, mă, special, un personaj care v-a abandonat eventual din cauza unei căsătorii sau din cauza dorinței de a avea el controlul, el a stabilit regulile, el a stabilit, da? Da, secrete. Un personaj foarte rațional, dar care totuși în relație cu voi simte în continuare multe pasiuni, a simțit și multe emoții, dar emoțiile astea au fost foarte intense, dezechilibrante pentru mentalul lor. Ia uite, topică, tot apare 5 de monede, 2 de spade, marele preot. Au picat cărțulile pe jos, probabil, ia uite, 9 de monede, de bâte, iar lucaje. Mi-au picat cărțile, probabil că un eveniment turn, ceva neașteptat. Hai să vedem ce ar putea să mai fie. Ia uite, marele preot. Extraordinar. Da, vă eliberați de obsesii și vă duceți către oameni, prieteni, colaborări care vă umplu sufletul, vă alină sufletul. Au venit asul de bâte. Da, asul de bâte. A fost pasiune, dar a rămas, s-a blocat pasiunea, a venit pe orizontal. De ce? 4 de monede. Ia uitați-l, 4 de monede. Dorința de a fi în control, de a fi în relații karmici, da, atracție, lipsa de comunicări. Nici măcar atracția n-a fost comunicată. Ați simțit-o. Scuzați-mi, scaunul care scârție. Și apare lumea. Un nou capitol. S-a închis acest capitol. Dacă vreodată cineva va dori să lanseze un nou capitol, probabil că ei trebuie să facă primul pas. Am senzația că voi nu faceți. Marele preot, voi știți, voi știați, voi știți, aveți cunoștință. Vă concentrați pe spiritualitate, n-aveți nevoie de lucrurile astea. Ei se concentrează pe relațiile karmice, pe căsătoria aceea sau, eu știu, familia aceea care îi blochează. Da, voi v-ați eliberat și ei au rămas plângând. Decepțiune, da. Există decepții, multe decepții în această poveste de dragoste. Asta e. Hai să vedem ce simt. Asta simt. Simt că voi vă concentrați pe creșterea voastră spirituală și că ați pus capăt acestui cap. Da, se vede din Regina de Cupe și Regele de Cupe, care în general simbolizează dragoste, împărtășirea iubirii, da? Într-o formă feminină, într-o formă masculină, dar niciuna, nici alta nu se manifestă, pentru că sunt invers. Asta ce înseamnă? Când se așteaptă, nu știu dacă mai așteptați și nici nu vine să așteptați. Ei știu că ar trebui să exprime emoții, știu că ar trebui să exprime scuze. Ia uite. Singurul lucru real este dragostea. Ei știu asta. Dar sunt foarte marcați de această atracție fizică. Și de relațiile karmice care sunt între ei. 7. 7 este un număr karmic, este numărul lui Saturn, al lecțiilor care trebuie învățate. Dacă au învățat, e bine. Dar am senzația că ei mai au încă de învățat. Voi vă concentrați deja pe lecția asta, că știți. V-ați concentrat, iau-te, shift your focus back to love. Asta faceți, v-ați schimbat, am zis, v-ați retras apele de la ei și le puneți în voi, toate aceste emoții le investiți în voi, în întâlnirea cu prietenii, cu, eu știu, ceea ce vreți voi să creați, dar nu la modul fixist, ca în situațiile karmice. Probabil că acest personaj încă vă dorește physical touch. Dar trebuie să învețe să protejeze relația. Altfel? Ce mai spuneam? 7 este numărul faetonului, care înseamnă mișcare. Dar cum să iei o decizie
corectă, când celălalt probabil practică jocuri mentale sau se lasă influența de X, de Y. Da, există nevoia unei, sau conștientizarea, neapărat nevoie, conștientizarea, acest personaj conștientizează că trebuie exprimate emoțiile sau măcar niște scuze. Nu știu cine a practicat jocuri mentale în această situație. Un bărbat cu barbă. Sunt doi bărbați cu barbă. Unul mai blondos și unul mai brunet. Și o femeie. A influențat. Da. Deocamdată cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost cu folos. Da, folos. Că unor vrem să înțelegem ceea ce alții nu ne lasă să înțelegem prin cuvinte. Ia, te-am deschis la 10 de monede. Familia, banii, profesia, acestea au fost foarte importante și ok. Dacă sunt importante pentru tine, hai să fie și pentru mine ceva de genul acesta. Tu vrei regulile tale? Lasă că mă concentrez pe regulile mele. Asta e. Cam așa se pune. Vezi, vă concentrați pe vindecare, da? Pentru că știți că o nouă pasiune vă va aduce în vi va, va veni. O nouă pasiune va veni în viitor, dacă aveți dacă vă păstrați speranța, dacă vă vindecați, dacă nu rămâneți cu gândul la ei. Și mai ales cu emoțiile. Mai ales cu emoțiile. De-aia simt că această uniune, nu știu. Eu așa simt că nu ține de uniunea între voi doi, ci e o uniune interioară și eventual cu altcineva, a voastră cu altcineva. Așa simt. Țăp, țăp. Numărul 2. Cei care ați ales acest trandafiraș cu sclipici, cu baterie, măi, în care baterie nu se vede? Uite, mă, se vede. În fine, să mă consum, că asta e frumoasă noaptea. E sexy. Sexy. Drăguț că ați ales. De fapt, eu am pus-o pentru că are trandafirul și probabil că e pasiune, nu? E brei, pasiune între voi. Într-un anume fel. Ce simt ei? Simt atracție fizică. Clar. Simt atracție fizică. N-au cum să nu o simt. Dar. Că nu sunt nesimțiți. Și nu au nesimțit. Aici au venit multe cărți. Asta e cum veniseră. Da. Mi-aduc aminte. Deci, și lumina. Aici e frumos. În această poveste că e pasiune, dar e și lumină. Ce înseamnă potențial de creștere spirituală, potențial să transformați pasiunea în ceva strălucitor, ceva ce poate fi văzut și de alții. Adică, e chestiune de Kundalini, dacă ați mai citit și voi de Kundalini. Pentru marea majoritate, Kundalini se blochează în primele două chakre. Și asta creează adicții și blocaje sexuale. Obsesii sexuale, deviații sexuale, pentru că se blochează acolo, la primele două chakre. Pentru cei care știu să lucreze cu această energie Kundalini și această creștere, se pare că voi creșteți și ei știu. Ei știu. Ei știu că voi faceți meditații și vă ridicați Kundalini, ia uitați. Da? Aveți cunoaștere, knowledge. Așa. Această Kundalini poate fi folosită într-un mod creativ, creator. Dacă ar învăța și ei, ce minunat ar fi. Aici ce vă... Așa, apăruse, da. Apăruse și regele de monede și 10 de spade. Aici o dezamăgire. Interesant. Apare și o regină de monede. Interesant. Regele și regina de monede. Ia să le pun eu așa pe toate. Am spus că am ales mai... Oh, delfin, 42 poate să însemne ceva, dar 4 și cu 2 este 6. Numărul iubirii, a îndrăgostiților. Al îndrăgostiților. Ia să vedem așa. Cosmic Egg. Ce pasiune, Scorpion! Aveți planete în Scorpion, unii dintre voi. Sau în casa 8-a. Sau Pluto, interesant cu acest Batman. Pluto. Marte. Wow, ce energie aveți! Așa, ce simt acești oameni pentru voi? Foarte, au venit foarte multe cărți, foarte multe. Unul dintre voi face artă, clar. Poate frumos ar fi să faceți amândoi, dar unul dintre voi face artă.
În acest set de cărți arată o femeie care pictează, dar nu e obligatoriu. Poate mai e cineva care citește și vrea să scrie, poate altul care vrea. Acesta cu regele de aer, pentru că e vorba de comunicare. Poate unul dintre voi vrea să cânte, să. Energia asta, masculin și feminin, mă duce tot timpul cu gândul la discul de aur, la o chestie une care ține de muzică. Astea sunt asociațiile mele personale. Dar ce simt pentru voi? Aș spune că este un anume tip de respect. Pentru că sunteți foarte, bărbați, femei, nu contează, foarte inteligenți, inteligente, și în spatele, dincolo, vai, vulturii ăștia ador, dincolo de aspectul acesta, uneori, poate nu mereu, uneori glacial, uneori rece, distant, ei simt că există multe pasiune în voi. Dar, repet, nu e genul acela de pasiune, ar putea să devină, dacă sunteți călcați pe coadă, dar e pasiune obsesivă, deviantă, însă, nu obsesivă, deviantă. Aveți o energie creatoare. Adică, uneori, n-aș spune că e mască, este un aspect al vostru rațional, adunat, care observă de la distanță și ceea ce observă proiectează în focul său interior și creează. Se echilibrează, aveți o energie echilibrată, deci focul vostru este echilibrat, masculin și feminin, energie de foc, masculin și feminin. Asta înseamnă că sunteți la unison în voi înșivă. Faceți meditații, probabil că acești oameni știu că faceți meditații, bărbați, femei, nu contează, că vă concentrați pe purificarea sinelui vostru. Și zic de purificare, poate nu întâmplător, avem numărul 14, care în tarot este simbolizat de temperanță. Încercați să vă echilibrați, să vă curățați energetic de tot ce ar putea să vă murdărească energetic, emoțional, mental. Încercați să vă purificați gândurile cu regele de aer, ia uite, vulturi și, ce frumos, și porumbei. Păstări de vibrație foarte înaltă. Și aveți cunoștință despre tot ceea ce practicați. Aveți cunoaștere. Nouă, interesant, nouă este numărul eremitului. Eremitul în tarot reprezintă o tendință a unora și foarte necesară a tuturor a trebui să fie, de a vă izola, tocmai vă izolați ca să citiți, ca să descoperiți noi puteri, ca să vă vindecați, ca să vă echilibrați, ca să vă purificați mental și apoi să creați. Și odată, interesant, cum vin toate cărțile acestea și apoi a venit regina de pământ, care face artă. Nu toate reginele de pământ fac artă. Ideea este că alchimizați toate lucrurile pe care le observați, le cunoașteți, le trăiți, inclusiv pasiunile, iubirile, chiar și această pasiune o alchimizați. Sau dacă nu, ar fi bine să învățați. Dacă nu, ar fi bine să învățați, pentru că acest knowledge reprezintă o energie masculină tânără. Și aici este o energie, regele și regina, doi regi și o regină, e energie matură. Ar putea să fie o diferență de vârstă între voi. Și dacă e diferență de vârstă, cel mai tânăr ar trebui să învețe, eventual. Să învețe. Cum interesant, cum să pun acest măr, mărul înseamnă tentație, de? Tentație, apropo de pasiune, să o pună deoparte și să învețe să o transforme. Să facă bani într-o altă formă. Să-și trăiască emoțiile, dragostea, într-o altă formă. Posibil, dacă ei sunt mai tineri, dacă știți că persoana respectivă sau unul dintre voi e mai tânăr, cel tânăr ar trebui să învețe de la celălalt cum să își vindece sinele, cum să-și descopere sinele, cum să-și descopere destinul. Iar văd dragonul. Am vorbit despre dragon și la numărul 1, da? Nodul nord și nodul sud al dragonului. Adică misiunea în viață. Unul dintre voi vă cunoașteți misiunea, celălalt trebuie să
o descopere sau mai are de descoperit aspecte, cum am spus eu într-un videoclip, mai trebuie să mai bifați. Există un aspect al unuia dintre voi în care, dacă unul dintre voi a fost concentrat prea mult pe aspectul material, pe acumulările de bani, pe succes profesional, eventual pe relații tradiționale, aceste lucruri trebuie reconsiderate. 10 de aer. Și avem și un rege de aer. Acestea trebuie reconsiderate pentru că deja se simte o influență negativă. În ce sens? Aduc dezamăgiri. Posibil, nu știu în ce context, este un semn de pământ sau semn de aer care trăiește o mare trădare în viața sa personală. Taur, fecioară sau capricorn, ori vărsător, geamă sau balanță, sau persoane cu aspecte intense în aceste zodii, trăiesc o mare trădare în viață și dacă trăiesc, cine trăiește această trădare, în sensul că a pus preț pe ceea ce nu trebuia, de-aia trebuie să trăiască această trădare. Acest personaj este mic, este ucenic din punct de vedere spiritual, tocmai pentru că s-a concentrat pe materie și are multe de învățat de la cel care este asuma, vedeți, este cu gânduri înalte, este într-un mental înalt, își echilibrează energia, repet, într-un mod creativ, face meditații. Eu așa aș separa energiile. Aici este o energie. Repet, poate să fie și bărbat care își manifestă energia sa feminină într-un mod creativ. Actor, cântăreț, poet, că tot am fost la lansat de carte, scriitor, pictor, designer, arhitect, da? Care transformă. Și interesant, își atrage flacăra geamănă. Sunt două lumânări. Își atrage flacăra geamănă, eventual flacăra geamănă crește, chiar dacă e la distanță, crește odată cu creșterea sa. Știe ce face. Acest personaj știe ce face. Aș spune că punctul comun este cunoașterea între voi. Dacă e tăcere între voi, este necesară ca să învățați. Sau ca cel care nu știe să învețe. Iar cel care e mai spiritual să învețe să fie un pic mai pe pământ, dar asta o face tocmai prin aceste alchimizări în material. Interesante cărți. Ce simte? Oul cosmic. Wow! Cea mai înaltă chakra. Cea mai înaltă carte din tot setul de cărți. Este chakra a șaptea, coroana. Nu știu, acum simt că sunteți încoronați sau încoronate cei care sunteți aici, eventual. Dar aveți și o latură foarte periculoasă. Adică, în ce sens periculoasă? Este necesară. Nu înseamnă că dacă ești spiritual, nu mai ai pasiune. Nu mai manifesti sexualitate. Nu înseamnă că dacă ești spiritual, nu te poți lupta cu dușmanii. Da? Sunt niște aspecte. Acestea ar spune că sunt undeva mai în subtil, dar pe care acești oamenii la care v-ați gândit le simt. Simt că aveți multă, multă pasiune, scorpionul. Și deși cei care sunt aici practică meditația și alchimizează acest foc, pot să devină foarte puteți. Puteți deveni foarte, ce puțin asta simt ei, agresivi în momentul în care sunteți atacați. Și e dreptul vostru până la urmă și vultul este, este o pasăre de pradă, da? Sunt porumbei, ok, dar este și un vultur, sunt trei vulturi, interesant, trei vulturi, trei porumbei. Da, aveți gânduri înalte, dar asta nu înseamnă că, da? Sunteți ușor de călcat în picioare. Nu, 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 tocmai pentru că sunteți puternici, lăsați, tolerați până la un punct. Ei asta simt. Iar este o atracție fizică foarte mare între voi. Nu știu, simt că
Nu știu dacă v-ați îmbrățișat vreodată, dar dacă v-ați îmbrățișat, știți că aceste îmbrățișări au fost foarte puternice și foarte conectate la sinele vostru. V-ați conectat foarte intens în momentul în care v-ați îmbrățișat. Și a existat o dorință, ce, nu știu, al lor, al cui, dorința unuia dintre voi de a crea ceva nou. Dacă sunt bărbați și au dorit foarte mult, pentru că aici se șarpele, apropo de Kundalini, dorința sexuală, care a fost foarte intensă între voi, a creat în masculin o altă dorință de a avea un copil cu voi. E o dorință, în fine, de a avea un copil cu voi. De a vă ține tot timpul lângă ei. E o dorință. Nu știu dacă s-a materializat, dar e o dorință. Asta simt, că sunteți foarte prețioși pentru ei. Într-un anume fel. Ori voi pentru, na, voi pentru ei sau ei pentru voi. O chestie. Dar e foarte interesant că până la urmă există o... Femeia este reprezentată de ou și bărbatul de acest simbol falic de șarpe. Cu alte cuvinte, dacă ați reuși să vă coordonați puterile, ați putea să creșteți împreună. Deocamdată există o energie destul de întunecoasă care a unuia dintre voi, care influențează această poveste. Unul dintre voi este înconjurat de întuneric foarte mult. Unul dintre voi a învățat să vadă în întuneric, dar nu-i suficient să vezi în întuneric. Trebuie să și alchimizezi. Aici e latura interesantă a regiului de aer, care vede, observă și alchimizează. Și cu focul pe care le echilibrează și apoi revine pe pământ într-o formă artistică, într-o formă, eu știu, practică, eu știu, prin ce. Încerc să-mi aleg cuvintele ca să nu fiu greșit înțeleasă. A venit și Merlin, pisicuța mea neagră. Ieri a fost ziua ei, ziua pisicuțelor negre. Mulțumim de la mulți ani în avans. Interesant, a venit o pisicuță neagră, tocmai la voi. Probabil, ceva trebuie absorbit în această și alchimizat în această poveste. Interesant ce a mai apărut. Regele de foc și 5 de spade. Energia masculină, uite, masculin, masculin, masculin. Energia masculină este foarte determinată să câștige, să câștige. Este, ia uite, roșu, roșu, este foc. Este foarte conștient de capacitatea sa, eu știu, de conducător? Sau de ambiția sa, conștient de ambiția sa, da. Aș spune că își dorește să vă cucerească. Dacă vorbesc despre un bărbat, își dorește să vă cucerească. Dacă sunteți bărbați, probabil că sunteți conștienți că această luptă nu este ușoară. Ia uite, ah, uliu, ce-mi place. Ceva în această poveste, din punct de vedere emoțional, s-a eliberat. Trebuie să vă regăsiți echilibru și să marcați o nouă etapă. Pentru că a fost un anume tip de obsesie, a fost un anume tip de consum energetic, dar repet, de care și de implicare emoțională de care v-ați eliberat în acest moment și sunteți pregătiți să începeți o nouă etapă, aș spune, cu asul de spade. Există determinarea de a... Regele de monede și regina de monede. De a crea un cuplu puternic. Am zis feminin și masculin, încă și aici, aici se vede.
de a crea un cuplu puternic care face bani, interesant. Probabil care face și artă. Ce apare? Ia uite, regele de monede. Ia regele de monede, energie masculină. Cu destui bani. Da, și moartea. Dar aici e transformarea. Trebuie să renunțe la această obsesie pentru bani și pentru profesia. Nu neapărat să renunțe total. Să renunțe la... la acel ego care îi fac să se concentreze prea mult pe senzualitate, pe bani și mai puțin pe aspectele spirituale. Și săriște. Să o ia de la zero. Trebuie săriște. Și persoana știe că trebuie săriște. Iar apare regele de monede. Extraordinar. Sunteți nebuni? Deci ce a venit? 6 de monede, regina de monede și regele de monede. Și asul de monede. Scuzați-mi, scaunul care scârție. Aici o chestie. Ia uite, regele de foc. Da. Cu multă dragoste, asul de cupe, dorința de a conlucra. În această poveste de dragoste foarte specială, îndrăgostiți, ia uite. Ei sunt conștienți că v-a adus, divinitatea v-a adus față în față ca să creați ceva foarte puternic. Foarte, foarte puternic. Energia masculină simte multe emoții. Nu zic că poate femeia nu simte, dar, repet, își transformă spiritual altfel energiile. Scarabeul, poate, nu știu. Să vă spun ceva. Care e ca 6 de monede? 6 de monede este... ar putea să fie dorința de reciprocitate, care poate că la un moment dat n-a fost manifestat. Ia uite. 10 de spade. Aici este interesant și 6 de spade și va... Deci, am văzut 10 de spade aici, regele de monede. Deci, scuzați-mi, eu mai fac ticuri verbale, mai capă ticuri verbale în timpul etalărilor. Nu știu de ce. A fost la un moment dat o lipsă de reciprocitate din cauza că, posibil, energia masculină să fi trăit niște trădări. Să fi trăit în niște relații în care, repet, s-a pus prea mult accentul pe bani și pe, eu știu, arbore genealogic, profesie, alte chestii și mai puțin pe spiritualitate, pe emoții. Cine a trăit asemenea dezamăgiri, știe că trebuie să plece. Știe că trebuie să plece. Da. A fost abandonat. Poate că n-au legătură cu voi. Poate sunt aspecte care țin dincolo de relația dintre voi doi, în viața voastră sau în viața lor, alte persoane. Regina de mâine. Dezamăgire și luna. Da, au fost niște secrete, măi. Oh, diavolul. Da. Obsesii pentru bani, pentru sex, senzualitatea, hipersexualitatea regelui de monede. Am zis, primele două chakre în loc de toate cele 7 kundalini. Da. Unul dintre voi a avut adicții sexuale, financiare, situații la distanță, relații în care au muncit și... au fost dezamăgiți. Sunt niște secrete despre care poate că veți afla la un moment dat. Dar energia feminină, chiar dacă face artă, chiar dacă alchimizează, deocamdată în această poveste este destul de rănită. Însă ce este bine este că această inimă deja e bandajată, face meditație, energia feminină face artă, face, poate nu artă, poate altceva, își reglează energiile și se vindecă. Aici este partea bună, dezamăgirea dacă a fost trăită deja e pe care să fie vindecată.
regele de monede. Sunteți doi oameni puternici, până la urmă, și mă bucur. Și ei știu că sunteți împreună puternici. Ia uite. 8 de spade. Interesant. Spade, 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 pământ, pământ, pământ. Am zis, probabil că. Ce mai simt eu? Dacă unul dintre voi a fost căsătorit, tocmai trăiește o mare dezamăgire în acea căsătorie sau relație de lungă durată. Dacă nu e căsătorit, poate să fie un concubinaj în care cei doi au făcut bani împreună. Dar s-au ales cu dezamăgiri mari. Mari, mari. Însă, există și o a doua variantă în care acești oameni își doresc să creeze un cuplu puternic cu voi, tocmai pentru că au fost dezamăgiți în celelalte relații, văd că lângă voi se poate, dar asta nu înseamnă că nu v-au rănit și pe voi. Ia uite, iar 6 de spade. Iar. Ce a apărut și mai devreme, vedeți? 6 de spade și valetul de cupe. Mai dăm o carte pe 8 de spade. Dacă s-au simțit legați în acea veche relație karmică sau cea căsătorie, acești oameni se dezleagă tocmai ca să creeze un altfel de o altfel de relație cu voi. Wow. Uite, regina de bâte. Interesant, apare regele de spade. Aici regele sunt două personaje. La 8 de spade iar sunt două personaje. Mai știți ce simt eu? Dacă voi știți că ați fost dezamăgiți, acești oameni își doresc să vă dezlege de aceste dezamăgiri, de aceste blocaje, să se lupte cavalerul de spade cu dușmanii voștri sau, în fine, să vă demonstreze că exulesc așa, n-a fost corect, n-a fost corectă, să se lupte pentru stabilitate, 10 de monede, pentru chiar o legătură foarte profundă, marele preot. Sunt foarte curioasă, da. Hai mai dăm o carte. Numărul 2. Numărul 2, ce simte? Cu alte cuvinte, concluzia este că simte că împreună puteți să creați lucruri stabile, lucruri durabile, lucruri valoroase, că sunteți un cuplu foarte special. Foarte special. Uite, și apare judecata de nașterea. Ia uite, dincolo de minciuni, de tăceri și de trădări. Mai, ce poate? Ia, a treia oară când apare 10 de spade. Remit, unu zi muza e zodia fecioare, dar e o însingurare. Cineva ascuns. Niște dureri, niște decepții. Faptul că a fost mințit, dar vrea să renască. Faptul că a mințit. A mințit eventual, în ce sens a mințit? Nu vi s-a spus prin câte suferințe trece. Ceva e. Hai să vedem ce simte. Deci a fost trădare mare în viața uneia dintre voi. Vedeți cum rezonați, adică în ce postură. Oh, o dată, de două ori, de trei ori. Iar apare 6 de monede. Vedeți? De două ori 6 de monede. Reciprocitate versus lipsa reciprocității, aș spune, iau de nou, de bute. Asul de bute, frumos. Și regele de cupe, ce frumos. Acestea sunt blocajele. Ce am descris eu acum sunt blocajele care au întârziat manifestarea
unei noi relații și aceste iubiri între voi. Iubirea este regele de cupe, foarte profundă, atracție foarte mare, dorința de a începe ceva nou, de a porni din degete, de a lua, eu știu, sceptru și a stabili, gata, începem să creăm acest nou univers care zace noi. Îl creăm împreună, prin iubirea și pasiunea pe care o avem. Dar blocaje, deci ce am descris aici ar putea să fie chiar blocaje. Ori cu mama și tatăl, ori soție, ori o relație de lungă durată cu probleme. Ia uite, îndrăgostiții, regele de bâte. Ia, ce poate fi? Dragoste este, dar sunt și lacrimi și griji, tocmai din cauza unor alte chestiuni. Interesant. Interesant. Sper că v-a plăcut. Ha? V-a plăcut? Haideți, sper că v-a plăcut. Am început așa mai filozofii mai înalți și am ajuns într-o zonă foarte... am uitat să vă zic. Da, uite. Ce simt, dragii mei, nu închideți. Fericire. Deci am zis, toată povestea aceea cu banii și cu dezamăgirile nu sunt dinspre voi. Voi puteți să faceți bani, dar puteți să faceți altfel bani. Într-un mod creativ, prin dragoste, prin pasiune, nu așa. Ia uitați. Ce fericire. Am zis că, nu întâmplător, bărbatul din această poveste își dorește un copil cu femeia, la care s-a gândit, clar. Da. Fericire. Asta simte în preajma voastră, că e echilibrați, că e vindecați, că e entuziasmați. Însă, sunt niște chestii. Da? Să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales? Ametistul. Dragii mei, știți că ametistul vindecă, da? Probabil că aveți ceva de vindecat în această poveste, ori voi, ori ei. Am ales câteva cărți, dar voi mai scoate. Mai scoate niște cărți. La un moment dat. Avem aceste de cărți, da? Acestea le folosim. Ah, Merlin ne asistă. Așa, Merlin, mersi. Ce simte pentru voi? Așa, zero. Choice. Simte... și aici am venit sără. Simte că trebuie să aleagă și ei, să alege și voi. Sunteți într-un punct zero. Deocamdată sunteți în tunericul dinainte de Big Bang. Ori rămâneți în întuneric, ori spuneți gata, acum. Să fie lumină. Dar, pentru acest lucru, un personaj, sper că îl recunoașteți, un personaj, pare masculin, a trăit într-o construcție mentală total greșită. Nu a văzut ce a creat și acum suferă. Nu a văzut ce a creat, nu a gândit ce a vorbit, ce a scris, ce a manifestat, a trăit într-o... În ce sens minciună? Autosabotaj. S-a păcălit, trăind în această idee fixă despre bani, despre relații, despre cum ar trebui să fie, eu știu, una alta. Acest personaj, acesta... Trebuie să se echilibreze emoțional și intelectual, minte și corp. Merlin, te rog, nu zbi. Minte și corp. Minte, corp și suflet. Minte, corp și suflet. Are foarte mult de vindecat acest personaj. Nu întâmplător a venit și ametistul, da? Sau ați ales ametistul. Știți. Și voi știți și de-aia ești. Ei știu că voi știți ce au de făcut. Ei știu că voi știți ce aveți de făcut sau ce au ei de făcut. De-aia am zis că această alegere este și a voastră și a lor. Și este riscantă. Și dacă alegeți să fiți împreună, nevindecați, neechilibrați, va fi un rateu total. Dacă se amână alegerile, dacă se amână vindecările, iar... E o chestiune foarte interesantă. Ce am și uitat ce veniseră aici. Niște cărți Volvara. Da, ce simt față de voi? Nu știu, deci oamenii ăștia... Stai, așa, ia uite. Și 5 și 5 de 2 ori 5. Pentru mine 5-ul ăsta, chiar dacă înseamnă schimbare, este energie foarte dură, marțiană, aș spune. Ambele de foc. Uitați. Scot flăcări.
Sunt foarte geloși. Oamenii aceștia sunt foarte geloși. Simt că trebuie să se lupte. Ia uitați cum urlă. Simt că trebuie să se lupte. Simt că trebuie să... Da, cinci de spade de bâte asta înseamnă. Să se lupte, aș spune că și în interiorul lor, nu doar pentru această relație. Merlin? Ha, stai cu minte. Au un foc interior teribil, dar necontrolat. Necontrolat. Interesant că au venit cărți destul de întunecoase și aici e foarte mult foc. Aș spune, un foc mai degrabă al iadului decât al, nu știu, din care trebuie să iasă. Sunt oameni cu un potențial foarte mare, dar încă nemanifestat din cauza că au trăit, repet, în minciuni, s-au mințit, au fost mințit, s-au mințit, știu că trebuie să se echilibreze, nu știu de când știu, de când poate întâlnirea cu voi i-a ajutat să afle. Și ce mai simt? Că dacă s-a întâmplat ceva între voi, de sunteți în acest punct zero, simt că și pe voi trebuie să vă cucerească, dar s-ar putea și voi să-i primiți cu garda sus și cu arma pregătită. Adică dacă ei trebuie să se lupte pentru relație și cu alții și cu voi trebuie să se lupte. Să vă demonstreze cu alte cuvinte. Da, să vă demonstreze. Ați fi amândoi eventual, față în față. Ok, vrei să fii cu mine. Și ce faci? Dacă îmi vii cu minciuni și cu vechea structură, cu vechile tale reguli, cu karmele tale, nu mă interesează. Treci la zero. Nu mă interesează. De-aia zic, ar putea să fie ambele, ambii aveți de vindecat. Nu știu de ce, e o relație foarte ciudată. Deocamdată, foarte ciudată. Hai să vedem. Dar ce simt? Ce simt față de voi? Simt că și voi sunteți neînfricați, neînfricate. Nu contează că sunteți femei. Nu știu, eu știu că a fi femeie și a fi feminină înseamnă să fii slab, fricos și tremurător. Ce mai simt? Simt multă atracție, zebra, un soi de cavalerul de bâte, multă atracție. Simt că sunteți extravaganți, dar așa extravaganți, ieșiți în comun nu doar prin extravaganță, ci prin felul în care vedeți lucrurile. Și felul în care voi vedeți, cavalerul și exprimă, și acționează, felul în care vă exprimați, îi ajută și pe alții să vadă lucrurile altfel. Ce mai simt? Interesant. Da, apare iar o energie negativă emoțională. Nu știu, a cui sau poate a altor terțe părți. Rechinul. Cu rechinul nu te joci. Deși este element de apă, sunt emoții foarte intense, între bucurie și gelozie, aș spune. Dar două elemente de apă și aici două de foc. Între bucurie și gelozie. Unul are un foc care atrage binecuvântări, celălalt are un foc care atrage numai probleme. Din cauza că trăiește în minciuni. Și cel care este evoluat spiritual, iar apare regele de foc, iar de foc, știe să-și folosească această determinare, nu contează că sunteți femei bărbați, ca să spargeți orice blocaj și orice negativitate și să mergeți înspre regăsirea sufletului vostru pereche, flăcării voastre gemene, da? Să vă găsiți oameni care se oglindesc în voi. Într-un anume fel și ei se oglindesc în voi. Este o variantă neevoluată, o variantă a voastră înainte să evoluați. Dacă ar fi să fiți sinceri. O variantă a voastră înainte să evoluați sau poate cine știe din altă viață, care a rămas așa. Poate acest pentru unii dintre voi, nu poate, în plus,
acest rechin să fie influența cuiva cu care ei trebuie să se lupte, că am zis că ei știu că trebuie să sunt determinați să se lupte. Pentru că voi sunteți minunea lor. Voi sunteți minunea lor. Și dacă ei până acum au fost niște broscuțe și voi v-ați cansăturat să sărutați doamnelor broscuțe, că nu mai vreți broscuțe, nu. Vreți și voi, prinți, măi, că poate unele dintre voi chiar meritați. Aș spune interesant cum vine mesajul chiar acum. Își doresc să iasă din această energie pentru voi. Să se transforme, vedeți, din broscuța aceasta care sare din loc în loc, după una, după alta, vor să se transforme într-un prinț, într-un ce? Nu doar prinț, într-un rege de foc, da? Un personaj care să vă protejeze de dușmani, care să arate câtă pasiune are pentru voi, câtă atracție fizică, câte emoții are și care poate să fie puternic cu voi, prin voi, pentru voi. Dar, repet, energia aceasta este și a voastră, pentru că ei învață privindu-vă pe voi. Evident că puteți să luați etalarea și în oglindă. Dacă știți că aveți de-a face cu un personaj care este mai bun ca voi, adică dacă sunteți sinceri, vedeți unde vă găsiți voi și unde se găsesc ei. Da, asta spun. Că vă oglindiți. Veți aveți 5 de foc de 2 ori. Mai, Melina Scăria, te rog frumos. Te rog, calmează-te. Calmează-te. Nu ascultăm. Aici, gheruțele. Te duci afară. Ne ascuți. Vreau să spun că se regăsesc în voi. Chiar dacă ei sunt doar reflexia în acest moment. Unul dintre voi doar reflexia. Dar vede că poate să fie poate să fie un miracol. Și el și ea. Deci unul se vede doar reflexia în celălalt. Dar văzându-și acest potențial, rămâne foarte uimit. Știe că trebuie să facă niște alegeri foarte importante, să se vindece, să se echilibreze. Interesant, aceste cărți care vorbesc despre echilibru, minte, corp, emoție, intelect, au numărul 11. 11 este numărul justiției, al echilibrului. Trebuie să fie corecți. Trebuie să fie echilibrați. Oh, 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 oh. Melin, eu cred că ai chef de joacă, iubire. Hai. Poți să te duci tu pe undeva? Nu știu pe unde te duci. Scuzați. Energie foarte... Interesant că și Melin a devenit agitată și a vrut să iasă afară. O energie foarte tulburată, să zic. Combativă. Combativă. Ba chiar sunt 4 cărți care arată combativitate. Ce simt? Lângă voi pot fi bărbați, doamnelor. Lângă voi pot fi prinți, regi. Depinde de ei. Depinde de acest moment zero. Ce aleg? Alerg întunericul și lacrimile? Aleg lumina? Pe care încă... Lumina voastră îi orbește în acest moment. Ei nu știu. Dacă aleg lumina, nu o să mai vadă unde. Dar trebuie să aibă încredere. Interesant cu mine. Trebuie să aibă încredere. Pentru că atât timp cât stai mult întuneric, nu mai ești obișnuit să vezi lumină. Să vezi adevărul. Sau obișnuit cu minciunii. Aici ce-a părut se... Așa, iau-te, interesant. 6 de bătăi și puterea. Sunteți puternice, doamnelor! Îi temperați, ego-ul! Chiar și pasiunea. E o pasiune nebună, dar o temperați cu stil. Posibil să fiți flăcări gemene cu acest 8, că apar multe oglindiri. Și am zis că acest 5 apare 5 de băte și apoi 6 de băte. Își doresc să vin să vă cucerească. Știu că trebuie să se lupte cu întreaga lume și mai ales cu ei, cu lumea interioară, mentală, emoțională, sufletească. Ho, ho, cât te-au de făcut.
Dar ce interesant, pentru că faptul că vă văd atât de extravaganți și de altfel, e ca și când dacă ați fi fost ca restul lumii, n-ar fi, cum să explic? Voi purtați această haină a excentricității, a unicității și ca semnal de recunoaștere. Ați înțeles oare? Sper că da, da? Ca semnal de recunoaștere. Pentru că puteți să purtați, puteți să fiți oricând. Ei așa vă văd acum. Acum așa vă văd, zebra. Este ca semnal de recunoaștere. Că altfel, ar putea foarte bine să poarte altă haină, să zic. E o haină energetică, da? Dar nu mai ieși în evidență și neieșind în evidență, n-ar putea să vă arate sau să le arătați drumul, pardon, să le arătați drumul, calea. Sper că a fost înțeleasă, da? Ia uite, artistul, unul dintre voi face artă, dar chiar dacă nu faceți artă, învățați să observați ce în jurul vostru, ceea ce visați, ceea ce simțiți și să transformați în realitate. De apare și valetul de monede. Pe de altă parte, ei văd un adevărat potențial care încă e în zero, în faza zero. Repet, depinde de ce aleg ei, de ce alegeți voi. Mă mir că n-a ieșit ceva legat de teamă, pentru că da, sunt determinați, repet, dar da, văd că sunt determinați. Știu că trebuie să manifeste victorie. Trebuie să-și facă curaj. Nu un curaj orbesc, ci un anume tip de determinare. Hai să vedem numărul. O dată. De două ori. Știți, elefantul Ganeș și ia uite magicianul. Chiar vreau să vorbesc acum și am văzut și 5 de bâte. Ia uitați-l. Conflicte. Bătălii interne, externe. A venit magicianul. E bine, mulțumesc că îmi confirmă. Ganesha reprezintă o energie ancestrală, o energie pe care o căpătați prin străbunii voștri. Vă trimit. Interesant, vă și numărul 7. Poate asta să însemne ceva pentru voi. Poate în 7 zile, în 7 ceva se manifestă. Această energie o primiți sau vă e protectoare, ca un scut protector în această luptă cu negativitățile, cu dușmanii. Și tocmai pentru că asta reprezintă această carte, eu întotdeauna când văd elefantul, mă gândesc la capacitatea unora de a manifesta putere, dincolo de în ce sens? Dincolo de aspectul fizic, există o aură foarte puternică. Puteți să fiți mici, dar să aveți o aură foarte puternică, da? Asta vă face magicienii vieții voastre. Dar uneori magicienii trebuie să iasă în evidență, alteori dispar. E o chestiune legată de manifestare. Interesant, oamenii ăștia vor să colaboreze cu voi. Probabil se gândesc cum să colaboreze. Se gândesc că sunt foarte fericiți în preajma voastră. Da? Foarte fericiți și își doresc să colaboreze. Posibil, ar fi totuși cam neplăcut dacă ei ar fi într-o căsătorie, voi știți. Dar hai să vedem. O dată. De două ori. O trei. Sper că m-ai fi făcut suficient de înțeleasă. Ia. Numărul 3. Ce simt pentru voi? 8 spade. Valetul de putere. Se gândesc obsedant la voi. Uf, cum să manifeste, cum să inițieze. Comunicare. Probabil va veni comunicarea într-un mod șocant, dar cel mai șocant este că între voi acum este separare, turnul. 16, 7, am văzut mai devreme și 16 să însemne ceva pentru unii dintre voi. 16, turnul. Interesant, am vorbit de autosabotaj cineva are măști. Un eveniment șocant, sau o separare bruscă, pe care chiar dacă o știau, nu se așteptau să o trăiască, o separare ceva. A străit. Dar această separare este necesară ca
Cine a trăit în minciună să renunțe la mești și să vadă, ia uite ce lumină, să vadă adevărul. Că poate să fie altfel, că poate să... nu știu ce. Vă vor doar... interesant ce simt. Vă vor doar pentru ei? Ce mai simțim? Că le-ați oferit dragoste și există un anume tip de trădare în această poveste. Poate că ei au fost trădați și știți, oamenii care suferă îi fac și pații să sufere și v-au trădat și pe voi. Dar, ce e fain, voi aveți puterea de a renaște. Am zis, sunteți extravaganți, extravagante și vă vedeți de creativitatea voastră, de puterea voastră, pentru că știți ce aveți de făcut. Ia clarificăm o de spade. Interesant, ce bine. 8 de spade. Ia uite, 10 de spade. Wow! Nu știu dacă a fost o separare între voi, sunt efectiv distruși. Aș spune. Este ca și când, în loc să vă vadă legați de voi, vă văd puternici, puternice. Wow! Un anume tip de imaturitate, de egoism, poate. Ia, valetă de bâte. Ia, uite, 9 de monede. Văd că ați început o nouă cale în care investiți, sunteți independenți, independente. Eventual, poate inspirați, pentru că nouă de monede inspiră la independență, inspirați și pe ei să înceapă o nouă cale. Să înceapă o nouă cale. Ia uite, asul de monede. Da, își doresc o nouă relație cu voi, eventual chiar dragoste. Ia uite. Își doresc. Dar pentru asta trebuie să inițieze, trebuie să comunice ceea ce au învățat de la nouă de monede, de la voi. Eventual, dacă au fost într-un cuplu, că am văzut că e posibil să fi fost într-un cuplu, să fie independenți ca să fie cu voi. Haide, Merlin, ha! Deschide singurică. Deschide singurică. Ha. Ia uite, 10 de monede. Mai dacă au fost separat, apare o separare acasă, în familie. Poate nu neapărat căsătorie. Poate neamurile, s-au certat cu neamurile, se separă de neamuri. Că... își doresc foarte mult cu voi. Aceasta este iar revelația sezonului, să zic. Revelația sezonului ar fi că își doresc să aibă casă cu voi. 9 și 10. Aici este o femeie independentă, aici este un, eu știu, o familie. Puh. Ia uite, vor comunica. Ia uite, artistul, ia uite, artistul, da, au fost conflicte, au fost discuții, au fost stagnări. Dar lucrurile sunt altfel, le văd altfel. Au deja în minte. A spune că e un plan. 20 și 23. 2. Și cu 3, 5. Iar 5-ul acela. Un plan de a se lupta, de a crea, de a manifesta, de a transforma. Sunt conștienți că trebuie să transforme foarte multe în viața lor. Cu moartea și cu magicianul, dacă lucrurile și cu turnul au, între voi și zero, da, și zero, lucrurile au fost, sau mai bine zis, viața v-a separat, vor să manifeste oamenii ăștia, vor să manifeste ceva într-un mod neașteptat și într-un mod iar extravagant, cu 8 de bâte și cavalerul de bâte, să vă impresioneze, aș spune. Să vă impresioneze, eventual. Te rog frumos, Mary, nu mai fi agitată. Ești fomiță. E fomiță. Ia uite ce a venit. Asul de spade invers. Nu s-au spus niște lucruri. Ce apare? Diavolul, energie toxică. Emoții obsedante. Invidii. Dorința de a vă avea pentru ei, dar v-ați eliberat turnul.
V-ați eliberat și aici este o mare problemă. Oh, numărul 3. Ce simte pentru voi? Știu că am vorbit cam mult. Hai, încă 5 minute. Ce simte pentru voi? Melin, mai așteaptă 5 minute, te rog frumos. Ia uite, vrea să construiască cavalerul de monede. No, ia uite. Măi, doamnelor, domnilor, dacă voi sunteți independente, vor să vină și să creeze 9 și cu 1, 10. Să creeze. Știu că au foarte multe de rezolvat. De-aia apare cavalerul de monede care vine greu, pentru că au foarte multe de eliberat. Karmic, relații karmice în care s-au mințit, au de evoluat. Dar e frumos. Cavalerul merge către regină și către rege. Cu alte cuvinte, ia uite, extraordinar valet. Da. Vor să manifeste ceva durabil. Meli, hai te rog. Vor să manifeste ceva durabil. Ia uite, regina de monede, măi să fie. 6 de cupe. Mai, oamenii, mai nu știu pentru cine spune. Poate vă pețește cineva. Dar, poate vă pețește cineva. Cine să vă pățească? Am zis, cavalerul merge către regină. Vor să vă ofere ceva, să vă arate câtă dragoste au. Pentru că sunteți puternici împreună. Și că puterea voastră și iubirea voastră și ce mai aveți voi, ce am tot spus până acum, îi poate transforma. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau.